Ne moare cineva drag. Plângem, ne izolăm de ceilalți, jelim, urlăm, suntem furioși sau, dimpotrivă, resemnați. Nu prea știm ce să facem cu durerea aceasta enormă care ne copleșește. Să o strigăm cu glas tare sau să o reducem la tăcere? O mamă care și-a pierdut fiul, o fiică ce și-a pierdut mama, un soț care și-a pierdut soția. Golul din sufletul lor mai poate fi umplut? Suferința lor mai poate fi vindecată? Nimic nu pare mai improbabil decât vindecarea în momentele cele mai acute ale suferinței provocate de decesul cuiva drag. Totuși, vindecarea sau victimizarea sunt opțiunile oricărui om care trece prin etapa suferinței. De mult, în satele din Rusia, într-o vreme când mulți copii nu supraviețuiau după naștere, înțelepciunea populară a venit cu o soluție inedită. Multe mame care își pierdeau copiii la naștere sau în primii ani din cauza bolilor și a condițiilor precare, nu mai găseau nicio motivație pentru a trăi. Ele petreceau fiecare zi în plâns și deznădejde. Pentru a le ajuta să depășească această stare, în afara fiecărei localități au fost construite așa numitele colibe de jale. În aceste colibe, mamele care și-au pierdut copiii trebuiau să trăiască în singurătate, plângându-i pe cei pierduți timp de o lună de zile. La sfârșitul lunii, coliba era incendiată. Înainte ca focul să o cuprindă, femeia care era înăuntru trebuia să hotărască dacă alege să trăiască sau să moară în flăcări. Dacă femeia ieșea afară din coliba de jale, aceasta arăta tuturor că a ales să trăiască. Luând această decizie, ea trebuia să construiască o nouă colibă pentru următoarea mamă care, pierzând pe cineva drag, era supusă aceluiași test. În urma acestor experiențe, generațiile care au urmat au înțeles că pentru înaintașii lor viața a fost dură și uneori crudă. Alegând să trăiască, aceste mame au fost pregătite să îndure suferințe și necazuri uneori greu de imaginat. Și astfel acele generații au fost pregătite spiritual pentru vremurile grele care urmau să vină. Spre deosebire de acești locuitori ai satelor din Rusia, noi așteptăm ca viața să fie fără probleme. Și uite, așa ne trezim complet nepregătiți pentru momentele în care visurile noastre nu ne sunt împlinite, iar planurile și speranțele ne sunt făcute țăndări. Până să ajungem să experimentăm moartea cuiva apropiat, trecem prin experiențe care ne duc la depresii. Ne lasă înfricoșați și lipsiți de speranță, dependenți de medicamente, căutând cu înfrigurare medici și terapeuți care să ne ajute să supraviețuim. Atunci când lipsurile, durerile, problemele vin în viața noastră, nu știm cum să le depășim, iar copiii noștri ne citesc temerile, ne văd fricile, descurajările, poverile. De la noi, ei vor învăța să-și trăiască durerile. Cum ne văd ei trăindu-ne durerile, jelind moartea, înfruntând problemele? Durerea poate fi un agent al schimbării. Până și oamenii aceștia simpli din Rusia rurală au înțeles asta. Până în ziua aceea despre care Biblia spune că moartea nu va mai fi și că Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri, să ne dăm voie să plângem și să ne trăim durerea. Iar dacă e nevoie, să construim colibe de jale, cărora să le dăm apoi foc pentru a merge mai departe, într-o nouă etapă a vieții. Asta îi va ajuta și pe copiii noștri să înțeleagă faptul că durerea și suferința sunt universale, pe când atitudinea de victimă sau de om demn sunt la alegere. Să alegem demnitatea în fața durerii și a morții, cu speranța că într-o zi, moartea nu va mai fi.